Dacă în urmă cu ceva timp COVID-ul era pe buzele tuturor, acum ipoteza unui posibil război pare să creeze panică în rândul oamenilor. Dar ce părere au tinerii, cei care ar fi principalii vizați într-un asemenea scenariu? După ce în spațiul public au fost readuse în lumină informații privind războiul, cât și ce pedepse riscă românii care își provoacă răni sau falsifică documente pentru a se sustrage de la încorporarea în armată în timp de război sau pe durata stării de asediu, oamenii au avut diverse opinii atât despre război cât și despre pedepsa cu închisoarea. În urma întrebărilor adresate de către echipa Mehedințiul meu, se pare că tinerii din municipiul nostru sunt extrem de curajoși și ar alege să meargă la război. Să merg la război, cred? Nu știu. Conform Constituției, la declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termeni ori rezervist devine obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar. Aș merge decât să fac închisoare, mai bine aș merge la război, nu știu. Deci nu ți-ar fi teamă. Am înțeles. Mulți tineri întrebați au răspuns că băi, mai bine aș merge la închisoare pentru că e mâncare asigurată, nu mă omoară nimeni. Nu e vorba de mâncare, e vorba de cum au și ei de murit, dar nu știu, până la urmă tot ar fi ceva obligatoriu, deci n-ar fi după noi, așa că cred că aș merge. Nu pot să zic ce aș face în momentul ăsta, dar dacă aș fi obligat, probabil că aș merge, da. Tinerii afirmă faptul că da, ar merge la un potențial război și și-ar face datoria față de țară, chiar dacă asta ar însemna să-și piardă propria viață. Mie mi se pare că se dramatizează foarte mult, că trebuie să lăsăm marile puteri să se ocupe, nu noi să ne băgăm și în cazul unui război nu cred că vom participa, nu degeaba suntem în NATO și nu cred că se va ajunge la situația în care noi tinerii, da, cum am și eu aproape 18 ani, vom participa la război. Le înțeleg opinia, dar nici cu asta nu sunt de acord. Mai bine lupți și na, încerc să faci ceva decât să intre la pușcărie. Deci tu spui că ai fi curajos și ai merge la război. Da. Fapta persoanei care în timp de război sau pe durata stării de asediu își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.